Crăciunul bate la ușă și noi am intrat deja în spiritul sărbătorilor cu miros de pin, decorațiuni care ne fac să visăm la copilărie și bucate tradiționale. Astfel, seara trecută, municipiul Drobeta-Turnu Severin a îmbrăcat straie de sărbătoare și anul acesta s-a continuat tradiția din preajma sărbătorilor. Mirosul bucatelor tradiționale a cuprins promenada Crișan. De Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, a fost aprins iluminatul festiv, dar și bradul de pe promenada Crișan spre bucuria severinenilor prezenți la eveniment. Cei mai pofticioși din fire au putut servi numeroase preparate tradiționale aflate la standurile de pe promenadă. Din ce zonă ați venit? Cu ce preparate? Din zona Dâmboviței am venit. De la Târgoviște suntem. Cu ce se vede? Cu ce să începem? Începem cu bulzul, cu o ceafă, cu un ciolan. Mâine vă așteptăm la o fasolică cu ciolan, sărmăluțe, pastramă de berbecuți. Avem de toate, suntem pregătiți. Care este specialitatea? Specialitatea? Păi mâine o să fie fasolica. Specialitatea? Azi am început cu un ciolan. La grătar, cu pastrămioare, mititei, bulzuri, tot ce se vede pe grătar. Nelu Pătrașcu vine din Târgoviște și îi așteaptă pe severineni cu cele mai delicioase preparate tradiționale. Sărmăluțe, bulz, frigărui și tochitură, toate acestea sezonate cu murături și lipii proaspăt coapte, le fac cu ochiul severinenilor aflați la plimbare pe promenada Crișan. Severinenii au venit întotdeauna au mâncat, cumpără, după buget, după pandemie, cum să știe. Se simte cu adevărat magia sărbătorilor de iarnă. Ce serviți în această seară? În această seară, vin fiert, o pastramă și restul mai vedem. Da. Erați nerăbdător să vină acest moment? Da, normal. Se simte că vin sărbătorile. E normal, e frumos. Ce să facem? Asta e. Suntem din București, suntem după o zi de serviciu, de muncă. Așteptam momentul ăsta, am fost aseară un pic nerăbdători, că am trecut pe aici încă nu era nimic deschis și acum suntem în plin festin cu tot ce e de sărbătorile. Cam ce ar trebui românului să vadă după o perioadă asta de carantină. Sărbătorile de iarnă la români încep și se încheie cu preparate din carne de porc. De Ignat se taie porcul, știe toată lumea. Astfel, pe masa de Crăciun ne vor aștepta cârnăciori, caltaboși sau nelipsita piftie, știută prin zonă ca și răcituri. Nelipsite sunt și sărmăluțele tradiționale, în foi de varză sau în foi de viță. Pe promenada Crișan, pe lângă preparatele tradiționale, sunt prezenți și producătorii de haine și accesorii din zone cu tradiție.